foarte sincer să fie arată cum face hide and seek în fortul Chitila. Începând de acum ei vor avea timp de 5 minute să se ascundă în tot fortul. Haide să-i dăm drum la treabă. Fugim în cava și gura mă. Eu duc să mă sun aici. Ce fac? Oh my god, baby. Ne ascundem toți trei să muriți voi. Toți trei? Îi dăm troll. Gata, fraților, haideți să începem să-i căutăm și să vedem pe cine găsim prima dată. Ia vezi. Mamă, ia vezi pensionul ăsta. Bă, aici momentan nu e nimeni. Aici. Hai să ne întoarcem. Vă pun viețile mele, să fiți cu minți, da? Sumiți-vă. Vino pe aici, vino pe aici, vino pe aici. Vedeți? Dar stai, eu n-am fost pe aici și nu știu ce se întâmplă. Da, 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 ce frumos e. Eu nu văd nimic, să mor. Telefon, camera, da. Deci ce am zis? Acum să facă ea glume proaste. Și... mă, nu e nimeni pe aici. Hai în spate, hai înapoi. Hai să vedem în față. Dacă este ceva. Bă, dar s-au ascuns cu toții, mă. Deși mi-e greu să cred că s-au ascuns cu toții. Ia să vedem pe aici. Ia, vino încă. Era în tomberonul ăsta. Cine intră? Nu cred. Mâncava și gura voastră dacă am ieșit aici din fort. Nu mai, nu ne mai găsește asta niciodată. Vrei? Pentru că tot fortul. Nu te găsești aici niciodată. Cum e jungla? Ia uitați ce e aici. Prietenii mei dolofani. E jungla. Lasă-mă că e bine. Mamă. Ce? E mișto pe aici. Am converge. Am blusul ăsta cu blugă, cred că din, Sensei. Ăsta college jacket sau nu știu cum se numește. Din Taco. Fraților, eu am dat de lumină pe aici. Nu nimic. Mă! Pe bune? Fratele meu Iosif, cred că e plecat prin... bine, că nu știu unde. Toți pe unul pe acolo. Mai sunt câteva pe acolo, dar eu sunt aici. Așa mă găsesc și la fel din aici. Bă, deci tot fortul căutăm. Ok, tunel. Bă, oare să luăm prin tunel pe aici? Ia vezi. Hai. S-am auzit ceva? Și eu am auzit la fel. Mi-e frică, băieți. Ți-e frică? Da. Fii atent, o luăm după. Scoate, mă, apuri, uite. Păi e frică, ia. Sigur nu-i nimeni acolo? Da. Mamă, mă vorba aici? Haide. Unde v-ați dus? Da, să rup astea. Stai.
Nu se rup, ba da, ba da. Da, se rup 100%, ești de mult. Eu sifez. Dar nici măcar nu sunt. Ia copar tu că ești mai mic, așa, mai slăbuț. Uite pe treptele alea așa de nu pe prima. Urcați-vă, mamă. Hai doi să plecăm dacă vine aici. Mamă, să vin ce am aici. Ce bun e astea dacă să vin. Am și pantalonul ăsta. Ia uitați. Auzi, noi putem să luăm încolo. Nu știu dacă e în fundătură ăsta la asta. Ia uite, uite animalul. Uite-mă la unde s-a urcat. Bine. Uitați-vă, s-a urcat. Nu stăm toți aici, mă. Tarzan. N-are coaie nimic. Ce s-a speriat prostul? A filmat-o. Mă, suntem toți într-un loc și mai avem un minut să mergem. Hai că intru eu acolo. Hai, nu, o să intru maxim acolo. O să stau la vedere. Mă ascund la vedere. Hai aici, atunci. Mă, dau puțin. Băi, eu mă ascund într-un de ăsta, înăuntru, ba... Înăuntru, aici. Mă bag după un perete. Nu e aici. Noi am luat-o pe altă aici. Ia taci. Dar le caută singur? Ia taci. Stomacul tău. Hai vino cu... Hai în față. Ce? Sunt scăpă de gândă. Așa. Wow! Wow, ce m-a ce zici, mă? Băi. Te pup. A fost primul? Ai fost primul. De ce e primul fratele pe care l-am găsit? Știu că aici în dreapta e un tunel. O fi, da. Nu, pe aici n-a fost. Pe aici n-a fost. Aaaa, uleu, ia vedeți, Isa! Am prins-o pe Isa, fraților. Am deci, încercat. Doi până acum, doi până acum. O, nu! Ai auzit? Da, ia vin încă. M-a auzit fraierul, m-a auzit fraierul. Ce? Asta nu-i traierul, nu știi de asta.
Eu vreau cu ea. Eu am învățat cifrele. De exemplu, trebuie să... Băi, eu am zis în fort. Dacă s-a ascuns pe afară, nu-i problema mea. Ia vezi că se vede ceva prin iarbă. Da. Vezi că se vede ceva pe aici. Aaaa, dă-te! Ca-ți iași gura ta ceva seriat. Mamă, dar acum ați trecut de 3 ori pe lângă mine. Pe mine? Pe Cristiano n-ați găsit-o? Ha? Nu. Nu cred. Pe cine crezi că am găsit primul dintre noi doi? Ha? Pe cine crezi că am găsit primul dintre noi? Pe tine. Da. Am auzit că ai găsit tu pe acolo. Pe Cristiano n-ați găsit-o? Nu, fii atent. Am voie să vă cer... Deci că eram în fort. Da, era în fort. Dacă ne vezi, să știi că nu suntem noi, suntem pantofi. Nu e așa? Da. Ne-am reîncarnat holograme. Dacă vine Iosif, îi zicem că uite pe ea pe acolo și fugim. Nu, al nostru e cel mai bun față de al lor. Mai tigă să știi pe ei și după pe noi. Sigură? Da, da. Pentru 1000 de lei. Isa, stai aici. Eu o să-i rog pe Nini, pe Andrei și pe Isa să-mi zică cald și rece. Știi jocul ăla din copilărie? E, jocul ăsta o să-l facem astăzi. Gheață! Acum. Gheață! Gheață? Gheață! Nu, ia iceberg pe aici. Ia iceberg? Perfect. Ia iceberg. Ia iceberg. Dreapta, față, unde vrei să te duci? Dreapta, stânga? În față. Călduț. A, ia veniți un pic. Aha. Cam cald. Stânga, yeah. Pe aici, Iosif. Da, stânga. O iau eu în stânga. Știi cum iau eu în stânga? Nu te cred! Unde ești? Ia uite! Pe și acum care e câștigătoarea? Nu știu, amândouă. Păi amândouă. Nu, pe ce ai văzut prima? Sincer, am văzut-o pe ea prima. Literă. Nu, am văzut-o pe ea prima. Da? Da. Eram după ea. Te-am văzut că ai ieșit cu capul așa și ea... Pe mâine, ai ieșit cu capul așa și cu telefonul și te-am văzut pe tine prima și după am văzut-o pe ea. Deci, Carina este câștigătoarea challenge-ului. Mirela. Fratelor, cam atât a fost și cu acest vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați să bușiți butonul și like, să vă abonați la canalul de YouTube ca să faceți și noi cât mai repede 10.000. Aveți conturile de Instagram la fiecare în linkul din descriere. Să le dați follow, like acolo tot ce trebuie, ce mă? Poate nu mi-l pui că te bag. Ți-l pun, mă, ți-l pun. Eu sunt Iosif Cid, așa că salutare.